Din perspectiva celor 100 de ani scurși de la intrarea României în războiul de întregire a neamului, evenimentul, prin desfășurare și consecințe, ni se înfățișează drept definitoriu și totodată fundament pentru România secolului al XX-lea și din fond de secolul XXI. Împlinitor de idealuri naționale, deschizând larg ferestrele istoriei spre viitor, războiul întregirii se impune a fi conștientizat ca mărturie și suport pentru certitudinea perenității neamului românesc în spațiul european în care s-a născut și căruia i s-a integrat cu zese de civilizație, cultură și creativitate, oricare ar fi configurația politică și economică a continentului de azi ori de mâine. Evenimentul european și național deopotrivă, având reptel împlinirea unei dreptăți istorice, îl rememorăm cu îndreptățită mândrie, de vreme ce, în desfășurarea sa, regăsim pagini luminoase de istorie frânceană. Esențializând acum la centenar, aici, cu prilejul acestei sesiuni științifice, dimensiunea generalizatoare a ideilor de forță ale devenirii noastre, regăsite în caracteristicile spațiului geografic și uman frâncean, în momentele și evenimentele care i-au atribuit încă în primele decenii ale secolului al XX-lea, simbolul deținut al jertfei și al biruinței, iar focșanilor acela de oraș al Unirii, putem spune, fără urmă de reținere, că acest loc de legendă și istorie a avut un destin care l-a impus pentru totdeauna, cu ecou și strălucire în existența și devenirea neamului, purtând în miezul său simbolistica unor adevăruri îndreptățite. Unitate, independență, suveranitate, slobozenie. Ca un corolar împlinitor de destin rămâne războiul întregirii neamului. Întregul timp al devenirii noastre, cuprins între trecut și viitor, s-a condensat atunci în toamna anului 1916 și în vara anului 1917, în străvechiul ținut al Putnei. În condiții geopolitice ale primului război mondial, al perspectivei destrămării marilor imperii vecine, în componența cărora intraseră teritorii românești, se evise momentul istoric prielnic pentru eliberarea acestora, pentru desăvârșirea unității naționale și statale a României. În noi, în virtuțile noastre, în vitejia noastră, glăsuia proclamația către țara regelui Ferdinand din 14 august 1916, stă putința de a ne reda dreptul ca într-o Românie întregită și liberă, de la Tisa la Mare, provinciile române să propășească în pace, privitor destinelor și aspirațiilor țintei noastre. Batalioanele române au trecut Carpații, pășind pe pământ sfânt, pe care răsună de veacuri graiul neamului nostru obișnuit, cum se sublinia în proclamația Comandamentului Armatei Române. În acest adevăr istoric de nezruncinat, cu adâncă și obiectivă pătrundere în structura sa ideatică și evenimențială, se regăsește ca sens și datorie desfășurarea sesiunii științifice naționale aniversare, de aici, în brancea istorică, în Focșanii Unirii. Subliniat și revitalizat fiind tematica sesiunii științifice, prin probitatea științifică, profesională și obiectivă a scrisului și cuvântului distinșilor istorici participați, acest adevăr se învăluie acum cu mantia simțămintelor noastre, a sensurilor izvodite la acest aniversar. Vrancea a însemnat atunci deopotrivă viață jertfită, suferință, sânge frământat în lutul țării, speranță, avânt, datorie sfântă, împlinire, încredere într-un viitor pe măsura aspirațiilor unui popor mult încercat și falnic în fața vicisitudinilor istoriei. Organizarea, desfășurarea și conținutul sesiunii științifice s-au dorit și sunt și modalitatea de exprimare a omagiului și recunoștinței noastre pentru împlinitori de peste veac. O facem fără un festivism ocazional pentru că simțim, trebuie, suntem cei chemați prin știința și uneltele noastre, cercetare, relevare, transmitere, respect față de adevărul istoric. O facem prin puterea și luminositatea cuvântului rostit și așternut pe hârtie. Și prin această sesiune, încă o dată la Focșani, din tradiție și simțământ patriotic, comunitatea istoricilor își împlinește menirea, își face auzit și exprimat crezul existenței sale. În continuare, am să rog pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea, domnul Ionel cel Mare, să prezinte salutul Consiliului Județean Vrancea la președintele său, domnul Marian Obișan. Bună dimineața și bine v-am găsit. Sunt onorat să fiu prezent astăzi, dimineață, în Sala Unirii, aici, în
la Muzeul Unirii, în prezența atâtor oameni de cultură, atâtor istorici, profesori universitari, și să știți că sunt emoționat pentru că n-am vorbit niciodată în fața unui asemenea auditoriu. Dar nu o să vă vorbesc despre istorie, pentru că știți dumneavoastră mult mai multă istorie decât mine, ci o să vă prezint doar salutul meu, un salut de bun venit pe meleagurile Vrancei, în orașul Unirii, în aceste momente când se împlinesc aproape 100 de ani, un deceniu de la primul război mondial, și să vă prezint atât salutul meu, cât și pe salutul conducerii Consiliului Județean, al președintelui Consiliului Județean, Marian Oprișan, care mi-a transmis să îmi cer scuze în fața dumneavoastră, datorită faptului că n-a putut să fie prezent alături de dumneavoastră, chiar cu o mare plăcere. Consiliul Județean Vrancea este instituția care este alături de Muzeul Vrancii întotdeauna și domnul profesor Horia Dumitrescu, ori de câte ori are câte o problemă de rezolvat, vine la noi și găsește pe ușile deschise, în așa fel încât fiecare problemă să fie rezolvată. Eu vă spun încă o dată bun venit, succes sesiunii noastre științifice și încă o dată, mă repet, sunt onorat să fac în această dimineață să fiu alături de dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim domnului vicepreședinte Ionel cel Mare pentru prezența sa aici, pentru cuvintele adresate și în același timp ne exprimăm prin domnia sa gratitudinea față de Consiliul Județean, față de președintele acestuia, domnul Marian Oprișan, și într-adevăr sprijinul pe care îl primim din partea dânsului este de fiecare dată în măsură să asigure ștaiful acest oricărei manifestări științifice pe care o desfășurăm aici la Focșani. Altfel, rog în continuare pe domnul profesor universitar dr. Doru Sabin de Lion, vicepreședintele Academiei Oamenilor de Știință din România, să ne prezinte câteva cuvinte de început la această sesiune. Vă mulțumesc! De prima oară când sunt la o asemenea sesiune, am auzit că sesiunea aceasta are o lungă tradiție în acest loc plin de istorie. Și aș vrea să mă refer în scurte cuvinte la cadrul în care ne desfășurăm activitatea. După cum cunoașteți, este sub egida Academiei Oamenilor de Știință. Academia Oamenilor de Știință este moștenitoarea legală prin lege, legea 31 din 2007, Academiei de Știință din România, întemeiată în 1935, din care au făcut parte elitele științifice și culturale românești și membrii invitați să fie membri de onoare din străinătate, pentru care am avut 8 laureați ai primului Nobel. Alături de această instituție, care din păcate a dispărut în 48, înglobat în Academia Română, tot cu inventarul ei, este și moștenitoarea Asociației Oamenilor de Știință, întemeiată în 56 ca o reparație a dispariției Academiei de Științe, din care au făcut parte, de asemenea, elitele cercetării și vieții universitare românești din toată perioada până în zilele noastre. Deci, numele nostru este o combinație între Academie a Oamenilor de Știință. Dorința noastră este să ne reluăm denumirea veche și, probabil, la un moment dat, de comun acord cu Academia Română, acest lucru se va produce. Actualmente avem în constituirea noastră 240 de membri din cei 290 legali posibili din țară și aproximativ 60 din străinătate. Oameni de știință și cultură cu o relevanță deosebită și o vizibilitate internațională deosebită din România și din străinătate. În cadrul Academiei funcționează secția de istorie, care nu a fost prezentă în vechea Academie de Științe, însă prezența ei în cadrul Academiei noastre este foarte bună. Vreau să spun că este una, dacă nu cea mai activă secție din cadrul Academiei și asta prin competența și seriozitatea și modestia domnului profesor Scurto, care reușește să țină în mână și să o gestioneze într-un mod exemplar. Scoate la timp publicația Lalle,
care ar și deveni vizibilă în străinătate fiind citită de colegi de care nici măcar domnia sa nu are cunoștință. Colegi chiar fizicieni ca și mine, care se interesează foarte mult de istoria României. Sunt întrebat deseori în contradictoriu ce se întâmplă cu istoria scrisă despre România, ce se întâmplă cu istoria scrisă despre Ungur. Și rolul secției de istorie este de a clarifica anumite probleme. Domniile lor, domnul profesor Scurtu și domnul profesor Lungu, au avut o contribuție esențială în a scrie istoria noastră. Deci primul volum este istoria Academiei de Științe, deja care a ieșit, se află în uzare. Al doilea volum se află în tipar, despre asociația oamenilor de știință până în 96 și al treilea volum va fi din 96 până în prezent. Astfel încât toată lumea se ia la cunoștință despre activitatea și membrii de seama acestei academii. Nu în ultimul rând, aș dori să spun câteva lucruri despre acest loc. Este un loc de tradiție al manifestărilor științifice și dorim să continue. Și în acest sens aș dori să mulțumesc autorităților locale pentru sprijinul deosebit care îl dau acestor manifestări și care este esențial în activitatea noastră. Nu este singular, noi primim sprijin din multe locuri, inclusiv în centrele universitare de tradiție, care sunt membrii noștri asociați colectiv, toate universitățile din marile centre. Și activitatea în Focșani, care fiind un loc de rezonanță istorică, este deosebit importantă pentru activitatea noastră și am dorit să continuă în 2016, în 2017 cu aniversările respective care se vor face la 100 de ani după evenimentele care au avut loc, ca și în 2018 cu aniversarea Marii Uniri din 1918. Cu acesta aș dori să închei, să doresc succes lucrurilor. În primul rând eu exprim satisfacția că se reia activitatea științifică prin sesiuni naționale aici la Vrancea. Sigur că este merit înainte de fața domnului director Horia Dumitrescu, care a reușit să convingă oficialitățile o activitate cu o anume durată și cu un anume prestigiu trebuie să continue. În noua formă, după cum sezizați, noi mergem pe ideea unei participări concrete, în așa fel încât cei care vin la Focșani să comunice, să participe efectiv. Există un număr destul de mare de comunicări, și de aceea am împărțit în trei, să spun, tronsoane. O parte se vor ține în plen, deci aici. O alta se vor ține pe secții. Una se va desfășura aici, cealaltă în biroul domnului director. Și apoi ne vom reuni aici pentru concluzii și lansare de date. Eu sper că va fi o sesiunea reușită, a fost și mai ales sper că cei care prezintă comunicări, dar și alții care au interes față de anul 1916, în istoria românilor și în istoria universală, să redacteze textele pentru a fi publicate într-o publicație făcată de domnul Horia Dumitrescu vrea să o editeze până la următoarea sesiune de la anul, că se vor marca marile bătălii de vara anului 1917. Și de aceea convenise cu gândul ca până la 1 noiembrie textele respective să fie trimise, pentru ca să urmeze procesul editorial. Iar cei care vor putea să traducă într-o limbă de circulație internațională, de regulă engleză, pot să le ofere Academiei Oamenilor de Știință și vom include în revista noastră, ANAL, care apare două numere pe an, și un numărul 2 în
2016, va fi consacrat anul 2016, ceva mai devreme, până la 30 august. Spunând aceste cuvinte, pentru a vă sau ce timp de reflecție și să ne comunicați punctele de vedere la sfârșitul acestui sesiuni, când ne vom reuni aici, dau cuvântul domnului profesor Constantin Cușe, vicepreședinte al Sfinței Istorie și Arheologie, foarte bine cunoscut istoric, atâți ani prorector al Universității din București, care va prezenta comunicarea pregătirea intrării României în război mondial. Marile evenimente și transformări petrecute în istoria modernă a României au fost în măsură însemnată opera unor intelectuali de marcă, a unor oameni de carte, mari patrioți și inovatori în domeniile lor de activitate, scriitori, istorici, juriști, ingineri, diplomați, artiști, medici, economiști, jurnaliști, slujitori ai bisericii. S-ar putea spune că realitățile vremii, în situații și momente deosebite, cel mai adesea critice, din societatea românească, au făcut din această lume intelectuală de știință și cultură oameni politici și de stat, doctrinari și creatori de conștiințe și sentimente patriotice, militanți pentru independență și unitate națională. Numele acestor personalități de seamă sunt strâns legate de fenomene și evenimente istorice, precum școala ardeleană, Revoluția lui Tudor, Revoluția de 1848, Unirea din 1859, Independența 1877 și 1918, realizarea României Mare. Actori de frunte a acestei opere au fost în scurgerea vremii Gheorghe Șinca și Petru Maior, Gheorghe Asache și Gheorghe Lazar, Ion Eliade Rădulescu și Mihail Cogălnicianu, Vasile Alexandri și Nicolae Bălcescu, Alexandru Iancuza și Costache Negri, Golești și Brătieni, Ciarosetti și Artexenopol, Mihai Eminescu și Bogdan Petricei și mulți alții, în veacul la 19-a. Unii dintre aceștia continuă să activeze și după 1900 pentru ca o nouă generație să continue împlinirea sau să împlinească și să desăvârșească lucrarea acestor înaintași, distribuindu-se cu deosebire noi brătieni, Tache Ionescu, de la Vrancea, Titulescu, Pârvan, Vasile Lucaciu, Tarian Goga, Traian Buia, Ion Cantacuzino, Alexandru Platoță, Ion Distor, Pantelimon, Halipa, Onise Fior, Ghibu, Iuliu Maniu, deasupra cărora s-a impus uriașa personalitatea lui Nicolae Ion. Declanșarea primului război mondial la sfârșitul lui iulie 1914 a pus statul român în situația dificilă de a trebui să aleagă de partea cărei alianță să se alăte, de Antanta Anglo-Franco-Rusă sau de partea Triplei Alianțe, de care era legată România prin tratatul de Austro-Ungaria în octombrie 1883, la care a aderat imediat în Germania. În înfăptuirea marului obiectiv al idealului național, unirea tuturor românilor, dorit și visat de toți oamenii de carte, politicieni în bună parte de nevoie, nu a existat întotdeauna înțelegere, concordanța punctelor de vedere și unitatea la acțiunile ce trebuiau întreprinse, adică tactica și strategia de urmat, necesitățile ce se impuneau a fi rezolvate, forțele și mijloacele ce trebuiau pregătite și angajate, alegerea partenerilor pe care se putea conta, cunoașterea adversarului, climatul în care se putea pune în mișcare și executare forțele și resursele naționale. Înainte de data declanșării războiului, Nicolae Iorga, înscris și în discursurile rostite în Camera Deputaților din 7 și 16 martie 1914, a continuat să-și manifeste ostilitatea față de Austro-Ungaria, de articolele înserate în neamul românesc, ceea ce a provocat nervozitate și nemulțumire unora din partizanii monarhiei dualiste. Antantofil, Nicolae Iorga a declarat odată început războiul, în mai multe rânduri, că nu trebuie mers nici într-un caz cu Austria. Tot atunci, cursurile de vară ale Universității de la Valen de Munte au fost orientate spre, citesc, pregătirea opiniei publice pentru marea confruntare războinică în fața căreia se află România. Iorga își exprima încrederea în calea pe care o vor alege românii, urmând o singură putere morală, spunea el, prin strângerea la un loc
a tuturor manifestărilor de voință națională, făcând din ele o singură lumină și față de potrivnici o singură armă. Prin scrierile și discursurile sale, prin cursurile ținute la universitate, prin comunicările și conferințele de la Academia Română, Nicolae Iorga era în 1914, citez, unul din factorii cei mai importanți pentru orientarea opiniei publice românești. Ceea ce explică de ce, la izbucnirea războiului, primul ministru Ioan Ilie Brătianu l-a rugat să vină la București pentru a consulta în legătură cu poziția pe care urma să o adopte țara. Iorga nu a încetat să respingă cu înverșunare ideea de a merge alături de Austro-Ungaria. Dimpotrivă, și citez, contra Austriei când o va spune guvernul. Guvernul care trebuie să o spune. Adresându-se lui Brătianu, Iorga a declarat categoric, eu rămân reductibil, nu cu Austria. Și dacă vrei, nici cu Rusia. Iuliu Maniu, care era purtat de Viena pentru a-și atrage liniștea, în ghilimele, din partea românilor, cu toată războiul început, a mărturisit neapropiat că, citez, dacă e arestat de autorități sau va dispărea în conjunctura războiului, să spună tuturor că nici sub spânzurătoare nu am putut spune că România să meargă alături de Austro-Ungaria. Regele Carol I, care nu vedea politica statului în fruntea căruia se afla de peste 4 decenii, decât de partea Berlinului și Vienei. A ținut să precizeze că, citez, nu trebuie să facem politică de sentimente. Neutralitatea este o soluție grea care va face România să piardă în alta situație pe care o a dobândit-o. A merge cu Rusia ar fi contra sentimentul unanimele țării. Să ne pronunțăm neapărat în favoarea Germaniei și Austriei, cu care ne leagă un tratat. Este ceea ce ne dictează interesele viitorului. Va urma onoare și profit. La rândul său, Petre Karp, atașat din tinerețe lumii germanice, singurul din Consiliul de Coroană care a fost de partea regelui, pare să mai insiste și mai agresiv în cuvinte decât acesta. El a declarat, citez, trebuie război imediat ca să ajutăm germanismul să zdrobească slavismul. Nu mă preocupă opinia publică. Datoria omului de stat este să se conducă el opinia publică. Postul fruntaș și junimist, adică Karp, fostul lider conservator, fost prim-ministru, a mai rostit unele fraze care ar fi trebuit să rămână în gândurile sale intime, pare să rătăcite. Citez. Românii din Transilvania ne îngrijorează puțin. Au manifestat ei oare dorința de a fi incorporați? Cei din tâi care vor trage asupra noastră, adică armate române, dacă urmărim această politică, vor fi regimentele române. Deci din Transilvania. Regele a vorbit limbajul onoarei și datoriei. Să-l ascultăm. Avem un tratat. România trebuie să țină angajamentele. Germanofilia lui Petre Karp viza cel puțin nepăsarea în ceea ce privea situația românilor din Transilvania. Nu se poate crede că nu știa de ce un număr însemnat dintre personalitățile române de dincolo de munți coborâseră în vale, tocmai pentru că manifestau de multă vreme dorința și voința de a se unifica. El credea sau părea convins că neutralitatea României sporea șansele de victorie ale Rusiei. Preferau înfrângerea alături de Germania, unei victorii alături de tripla înțelegere. Într-o convorbire cu tatie Ionescu, pe care îl aprecia foarte mult pentru inteligența și calitățile lui intelectuale, regele Carol I a spus că dacă regret ceva, este că n-am murit înainte de începerea acestui război. Deci după ce s-a afirmat marea majoritate a celor de la Sinaia atunci să intre în așteptare în România și să nu se angajeze, să nu se angajeze evident în relațiile cu Germania sau asta. Regele Carol I a deviat de la ideea aducerii teritoriilor românești aflate sub dominație străină, la matca națională. La sfârșitul domniei sale de aproape jumătate de veac. Astfel, după ce s-a decis intrarea României în neutralitate, regele, într-o scrisoare către împăratul Filip al II-lea,
se plângea de, citez, manifestațiile neîncetate, o presă scump plătită și răspândirea știrilor celor mai mincinoase asupra mersului războiului, au provocat o agitație atât de mare în țara întreagă, încât foștii miniștri, profesorii universităților și ai școlilor superioare, precum și toate clasele sociale, au un singur țel, înaintea ochilor, acela de a pune mâna pe Transilvania. Atât să fi înțeles el din istoria română, din vremea domniei sale, să nu fi cunoscut sau să nu-l fi interesat situația populației românii din Transilvania. Agitația despre care amintea regele se datora activității intense desfășurate de numeroasă agrupare antantistă prin adorări publice, propagandă în favoarea conferințe, presă, discursuri în Parlament, toate constituind o puternică propagandă în favoarea adversarilor austro-germanilor. Unii dintre militanții pro-antantă mai activi au devenit ținta atacurilor germanofililor. Aceștia recurgând la acte mai puțin civilizate de huliganism, injurii și agresiuni. Astfel, marele istoric Vasile Pârvan a fost păguit în plină stradă, ziua în amiaza mare. Nicolae Iorga a fost acuzat de bolșevism, iar primul ministru Ionel Brătian etichetat trădător de țară. După ce, în august 1914, principele Ferdinand, moștenitor al tronului României, se declarase de acord cu o posibilă renunțare la tron de către regele Carol I, el, Ferdinand, nedorit să primească coroana unchiului său, ceea ce a făcut ca principesa Maria, soția lui Ferdinand, să declare în termeni categorici, citez, nu mi-am sacrificat după 20 de ani tinerețele și m-am măstinit să dau țării acestei moștenitori de coroană ca să-i văd acum rătăsind prin lume ca principi germani în exil. Eu de țară nu mă despart, înțeleg aspirațiile ei și le îmbrățișez. Altă parte este decât România actuală. Dacă principele Ferdinand renunță la coroană și pleacă în Germania după unchiul său, eu divorțez și stau aici. Cum regele Carol nu a abdicat, el, încetând din viața la sfârșitul lunii septembrie 1940, principele Ferdinand a primit coroana, ceea ce, într-un anumit fel, confirma părerea ministrului Austro-Ungariei la București, Otokar Cele, după care, citez, în opunere cu augustul său unchi, nu inspiră încredere. Odată proclamată neutralitatea României, personalități marcante, politice și în egală măsură intelectuale, lideri ai mișcărilor naționale din Transilvania, precum Vasile Lucaș, Octavian Guga, Orisi Fortidu, Vasile Stoica, Sighion Buntescu, refuzând să fie înrolați în armata austro-ungară sau să fie în permanență hărțuite autoritățile monarhiei dualiste. Au trecut în regat, unde împreună cu oamenii de cultură și de politică au desfășurat o remarcabilă activitate în slujba împlinirii idealului de libertate politică. La 20 august 1914, la reuniunea conducerii Partidului Conservator, eu la Hovar, Nicolae Filipescu, eu Rădiștean, Goaru, Ștefănescu la Francia, s-au pronunțat în favoarea Antantei, fapt care a contribuit în măsură semnată la intensificarea acestui curent dintr-o propagandă asiduă, care a recurs la diferite mijloace, cum au fost adunările publice, conferințele, discursurile și articole din presă. Aflată la Londra, la data când a izbucnit războiul, Tachionescu s-a precipitat să ajungă mai repede în țară, fiind foarte afectat și de plângând acest trist eveniment pe care l-a prevăzut a fi un război de lungă durată, de 4, spunea el, dacă nu de 5 ani, ceea ce s-a confirmat, în care vor mai intra Italia și România, Japonia și America, exact. Deci a intuit aceste transformări deosebite. Nu se poate fără asta. Nemții, deși victorioși câțiva ani, vor fi bătuți în cele din urmă. Adresându-se amicului său Constantin Xenic, un mare om de carte, acest Xenic, Tachionescu profetiza, citez, și dacă și dragul meu, vom vedea cu ochii România mare, vom trece prin zile negre, căci nu știu dacă suntem pregătiți, dar vom lua Transilvania. Sunt sigur de asta. Și vor urma pe pământ mari schimbări. Va ieși un mare curent spre stângă de la toate popoarele. Toți cei întoși, după ani de zile de război, vor ști că fără ei nimic nu s-ar fi făcut
și vor cere drepturi, iar popoarele anglosaxone și Indo-Sede America, a cărei participare la război, război se va produce. Și asta e tuia. Deci, după 4 ani, au intrat și americani în război. America, a cărei participare la război se va produce și va fi determinată, va dobândi o preponderență politică și economică pe tot globul. O atitudine diferită în acea vreme foarte agitată, de antantist convins, a avut Nicolae Iorga, care se bucura de o mare autoritate în viața științifică și culturală a țării, cu precădere în rândul tineretului universitar de, citez, îndrumător al conștiinței naționale. El nu s-a angajat în agitația febrilă desfășurată de diferitele asociații, care, în manifestările zumătoase, cereau guvernului gramnică intervenția României în război. Pentru Nicolae Iorga, instinctul și voința maselor trebuie să indice numai sensul de politici naționale. Poziția savantului de a fi circumspect față de graba intrării din război pornea, citesc, de la convingerea că țara e aproape dezarmată și că manifestațiile zumătoase în frunte cu tricolorul, care numai deasupra câmpului de moarte are sensul său adevărat, ceea ce produce o atmosferă războinică, ce ar putea sili pe Brătianu să iau o hotărâre înainte de vreme. În același timp însă, a luat o atitudine categorică împotriva politicii pro-germane a lui Karp și Marghi Roman, ca și de alți rusofobi pentru care Transilvania venea cu mult după Basarabia. Uneori, Nicolae Iorga avea motive să critice îndoielile lui Brătian, calculând și recalculând, până ce nimeni nu a mai știut ce vrem și nimeni nu a mai fost dispus să ne ajute. Glasul lui impunător răsuna însă din când în când, ne spune Constantin Țeni, cu o românească și curajoasă putere. Iar scrisul său ținea zilnic, prin foaia sa, neamul românesc, contactul necesar cu sufletul caldat națiunii. Obiectivul fundamental pentru marile istorici care trebuia urmărit a fost și a rămas lupta pentru Unie, căruia i-a dedicat o mare parte din acțiunea lui practică în rândul mulțimilor și cu deosebire prin scris. În acest sens s-a impus, în atmosfera de efervescență patriotică, acele săptămâni și luni, istoria română din Ardea și Ungaria, apărută spre sfârșitul anului 14, în două volume, lucrare pe care Nicolae Iorga, dintr-un început, și-o prezentat următoarele cuvinte. Citez, în această carte e numai sânge și lacrimi. Ne-am plătit cu ele pentru cel puțin 1000 de ani. Aibă, deci, păcat, urmașii noștri, zile mai bune. Fostul său dascăl la Universitatea Ieșeană, marele istoric Xenofon, cunoscând valoarea și importanța acestei cărți, a socotit necesar să trimită această istorie a filozofului francez Emile Bourdieu, pentru ca acesta, la rândul său să o prezinte celebrului for de știință, Institutul Franței. Xenofon era convins că scrierea fostului său student va avea efort și va influența în mod pozitiv mediul intelectual francez în favoarea României, motiv pentru care a oferit destinatarului unele explicații privitoare la situația României din acea vreme. În lupta aceasta grea între popor și guvern, un mare om a servit ca trăsătură de unire. Acest om este Nicolae Iorga, adorat de poporul întreg, istoricul prezentului și al viitorului. El este cel ce potolește și aprinde inimile tuturor românilor în momentele acestea grele. La 5 septembrie 1914, Toma Ionescu, Ion Cantacuzino, Emil Pangrati, Dimitri Urciu, alți 54 universitari au semnat la rândul lor o moțiune prin care cereau intrarea imediat în război împotriva Austro-Ungariei. La unele manifestații studențe s-au produs altercații cu forțele de ordine. Rectorul Toma Ionescu, la una din întâlnirile pro-antantă, a declarat că, citesc, până acum am lucrat ca rector al universității, dar de acum înainte voi lucra ca român. Am fost prin Transilvania și m-am convins că toți românii ne cheamă la ei să venim. Un singur cuvânt am spus de țimii și românii înainte. În octombrie 1914, regele Ferdinand, într-o convorbire cu Duca, Ion Duca, a declarat că el este, așa cum o afirma și fiul său, citez, un rege constituțional. Adică să mă opresc. Asta a zis că 15 minute.
Ce, o frază, două. În guvernul, legile, toată, sunt așa marea societate, era să mutase la Iași. Acolo am mers și Nicolae Ion. În multe situații, în desfășurarea războiului, Brătianu îl consulta, îl invita la el acasă sau invers, îi mergea el la Iorga. Același lucru a făcut și Ferdinand, care a insistat, înainte de a începe război, intrarea României în război, dar cei care luptă, de fapt, sunt țărani. Și țăranii trebuie să-și primească pământul. Și în 1917, la o întâlnire cu Ferdinand, i-a spus să facă o declarație și să mulțumească țărânimea care luptă pe front. A ezitat și atunci a pus, s-a așezat pe scaun și pe genunchi a scris această declarație pe care i-a dat-o lui Ferdinand și acesta a spus că la sfârșitul războiului țăranii vor obține ceea ce meritau de multă vreme. Pământul este al lor. Mulțumesc! Inecuizabil, dar și timpul nostru este extrem de mărginit, așa încât un model și didactic de respectarea timpului și nu numai ne va oferi doamna profesorul universitar Elena Moraru de la Universitatea de Stat din Chișinău, care a ținut să fie prezentă aici, cu atât mai mult cu cât prima unire din 1918 s-a realizat la Chișinău, dar domnia sa venind totuși din Bucovina, urmând deci după Chișinău, Cernăuți și apoi Alba Iulia. Unirea este pentru persoană. Reprezentată de voastră. Select și distins public. Scuzați-mi emoțiile, fiindcă, într-adevăr, este o deosebită, o orabilă ocazie să poți fi într-o lume a subiectelor istorice, a savanților istorici, să poți participa la așa sesiune și cu atât mai mult să ai emoții atunci când vii cu comunicare la o așa sesiune. Domnul profesor a trădat ceea ce sunt eu, dar vin de la Universitatea de Stat din Moldova, instituție. Noi mai nu suntem ca cei din Banat, cea mai mare, cea mai, împlinește la 1 octombrie o vârstă frumoasă, dar copilărească pentru o instituție de învățământ, este vorba de 70 de ani. Vă invităm să veniți la noi la 70 de ani, la 1 octombrie, la sesiunile științifice care vor fi acolo, în legătură cu istoria universităților, va fi și la Facultatea de Istorie și Filosofie. Sunt date pe rețelele de informatizare toate posibilitățile de participare la această conferință, la conferințele acestea universitare, dar nu sunt basarabeancă, sunt din Bucovina, sunt dintr-un sat frumos, un nume și mai frumos, de pe malul micului Siret, satul Cireș, care este așa pe drumul care merge în sus, la Cidei și la Crasna, dacă ați auzit și cânt Cirețelii de Sus, străjuit de teii cei frumoși de acolo, pe unde a călătorit Eminescu și a venit la Cernăuți. Iată, de acolo sunt, de unde mama și bunica se duceau la Putna pe jos, la mănăstirea Putna se duceau pe jos, și iată am venit. Sunt de acum de ani buni o basarabeancă și am venit de acasă, socot că am venit acasă. De ce, trebuie să vă spun, de ce un argument, anume dimensiunile acestea didactice. Ar fi fost o nelegiuire și o nemodestie din partea mea să fac un studiu asupra problemei pe care doar am studiat-o, am făcut doar o istorie didactică și nu am făcut o cercetare. Și să vin în lumea aceasta istoricilor cu
a studia ceea ce este Basarabia, primul război mondial, sau conferințele care au avut loc de la 14 încoace în Republica Moldova de tipul lumea bulgară, bulgarii în primul război mondial, găgăușii în primul război mondial, lumea rusă sau limba rusă, ruschii mir, care au făcut, au organizat în 14 foarte multe conferințe la această problemă. Da, puteam să vin și cu, așa material, dar era mult prea, nu al meu, vedeți cum am spus de acolo, de peste Prut, nu al meu, sunt didact, așa mi-a fost profesia. Am fost într-o școală frumoasă, în numele lui Mihai Eminescu, am venit după 6 ani la facultate, teza mea de licență a fost didactică. Profesorul meu de didactică mi-a transmis cursul de didactică și de o viață predau didactica. Și până acum tot fac didactica istoriei. Și în asta mă pricep, asta îmi place și când studenții care nu le place didactica mă întreabă, chiar vă place ceea ce face doamna Muraru? Chiar îmi place ceea ce fac, le răspund eu. Și de aceea am venit cu ceea ce știu în fața dumneavoastră. Dimensiuni didactice sunt foarte multe. De la proiectarea cea mare, de lungă durată și cea de scurtă durată și mai departe, până la obținerea finalităților acelei educaționale pe care vrem noi, dar am ales din toate dimensiunile acestea una, foarte importantă, pentru educația istorică care este legată foarte mult cu toate transformările care sunt în societate și am ales manualul. Și ironie soartei, să-l ai alături pe domnul profesor universitar, domnul Scurtu, care este autor de manual. Dar i-am spus aseară că îmi pare foarte bine că lucrez la manualele, de data asta am venit cu manualele de-a 11-a să le fac critică, nu de-a 12-a, domnul profesor, așa că mă simt mai bine acum, puțin mai ușor, mai ușurat. Deci, în conformitate cu situația din Republică, cu documentele de politică curriculară, planurile de învățământ, curriculum modernizat la istorie ediția 2010, cursul respectiv, subiectul respectiv, tema respectivă, unitatea de învățare respectivă se studiază în clasa 11. Este, de fapt, una din ultimele teme din clasa 11. O să vorbesc de ce e chestiunea asta. La clasa 11 avem manuale și avem manuale bune și multe, vreau să vă spun, manuale aprobate de Ministerul de Educație, lumea istoricilor îl cunoaște pe academicianul, membru corespondent al Academiei de Științe din Moldova, Demir Dragnev, fiul lui conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova, pe Ion Varta, domnul Capilitat, directorul Arhivelor Arhivei Naționale din Istorie, cu verticalitatea lui, poziția istorică, îl cunosc o lume a istoricilor, din, nu numai de la noi, dar adică din lume. Și iată, unul din manuale este ăsta, al doilea manual aprobat de Ministerul Educației este manualul pregătit de astăzi, actualmente, directorul Universității de Stat, Universității Ion Creangă, atunci decanul Facultății de Istorie, Nicolae Chicuș, de regretatul Gheorghe Gonța, colegul meu de grupă, șeful catedrei a acestei universități. Deci, Ion Negrei, din Asociația Istoricilor, din tot cu poziția lui. Și atunci apare întrebarea, dacă avem așa manuale, de ce oare, din toate dimensiunile didactice ale predării acestui subiect, am ales totuși manuale? De ce manuale? Datorită situației concrete din Basarabia, din Republica Moldova. Pentru că această temă, această perioadă, secolul 20, în Republica Moldova este tratată și în manuale de alternativă, și în manuale, cred că, de care ați auzit foarte bine, este vorba de acel Sergiu Nazarie, absolventul Facultății de Istorie, care, deci, un înrăit, un împătimit, în cazul de față, rusofon, care cu totul altă tratare face în aceste manuale. Nu uitați că avem și manuale în Transnistria. Nu uitați că de ceea ce v-am spus numai ce, aceste întruniri, aceste constatuiri, aceste sesiuni, aceste conferințe în care scot în vileag, deci, altă tratare a problemei decât ceea ce este, în cazul de față, în manualele acestea. Și iată problema manualelor ca dimensiune didactică. Este problema manualelor ca dimensiune didactică și din alt punct de vedere. Să ne ajungem la fraza lui Bernard Shaw, care spunea pe următor, că manualul trebuie privit ca o carte. Câteodată, o să pronunț pe silabe, ineutilizabil pentru lecturare. Așa l-am tradus. Așa am găsit cuvântul.
Deci, să nu fie așa. De ce? Este vorba și de limbaj, adică de redarea acestor conținuturi în manualele noastre. Și în al doilea rând, de conținuturi, ca atare de conținuturi. Avem două poziții. Ceea ce am făcut pentru aceste manuale, am avut ocazia să ascult opinia elevelor. De ce? Pregătirea profesorului de istorie în Republica Moldova se face în concomitent cu formarea lui ca și istorie. Adică el iese din licența de la istorie și istoric și profesor de istorie. Are posibilitatea să treacă acest modul psihopedagogic. Din la practică, sunt foarte sincer cu dumneavoastră, nu la subiectul dat, dar mă interesa foarte mult atitudinea elevului față de manualele școlare. Și atunci elevul îți spune foarte sincer, de ce nu-i place manualul școlar, câteodată sau de mai multe ori? Și vinovat știi cine este? Profesorul, Maria lui profesor. De atâta că așa este dat, el în loc să tălmăcească acest manual, să desfășoare gândurile din acest manual, să motiveze, deci să ajute ceea ce este în manual, profesorul nu prea face. Și voi spune de ce, puțin mai târziu. Elevul câteodată are dreptate și din punct de vedere să vă fac o mică analiză cantitativă la subiectul nostru. A primului război mondial, acele două manuale care sunt, le-am și xeroțul cu mine, care sunt aprobate de Ministerul Educației. Onorat public, în patru pagini, într-un manual, sunt, credeți-mă, vă rog frumos, vi le arăt cum le-am notat cu cifre, nu multe, 32 de date cronologice. În altă ediție, pe două pagini jumătate, sunt 28. Acum, hai să le punem la aceste date cronologice, fapte, evenimente și așa mai departe. Hai să aducem acolo nume, persoane, dar este un material faptologic foarte mare, așa? Hai să aducem acolo denumiri geografice. Hai să aducem acolo, de pe paginile manualului, credeți-mă, fragmentele de documente și îmi pare foarte bine că l-am auzit la dumneavoastră, dar în manual este, iarăși spun, interpretarea câteodată selectă, știți, apoi autorilor de manuale. Acum am auzit ce a spus Carol, fraza, fiindcă vă arăt ce este în manualul de istorie, despre Rusia acolo a fost scos la voința autorilor, fraza cu Rusia a fost omisă. Deci, și acolo pe paginile acestea sunt, da, e foarte bine că sunt 4-5 fragmente de documente. Vă mai spun ceva. Într-unul din manuale este fotografia, se dă fotografia împăratului Nicolae al II-lea, Carol I și prințul moștenitor și se spune întâlnirea din 14 la Constanța. Adică, fă ce vrei cu ea. Mai mult în text, ea nu este tălmăcită deloc. Iarăși, putem da vina pe Maria lui profesorul. Dar gândiți-vă cine lucrează la noi profesori de istorie astăzi. Stimați colegi, în Republica Moldova, istoricii, profesorii de istorie, astăzi 20% sunt de vârstă pensionară, nu vin tinerii în învățământ. Nu vin. Sunt de vârstă pensionară și acest procentar, acest cuantum, crește pentru cei ce vor fi în viitorii 3-4-5 ani, se vor pensiona. Și atunci este foarte greu a te întoarce altfel în predarea istoriei, a te întoarce altfel în predarea istoriei, nu numai ca și conținuturi, dar te întoarce altfel în predarea istoriei ca și tehnologie, ca și tehnologie didactică, ca și sarcini, ca și activități, să faci ceea ce faci. Și, dacă spuneam de ceea, fotografia aceea, unul din Chișinău, cel care are la mână date informaționale, literatură, bibliotecă și așa mai departe, este una. Dar cel de acolo, de undeva, dintr-o conștandalie, în care, dacă și este sala de calculatoare, ea este o sală de mobilă încuiată bine la cheie, sau nu are acces la altă informație, ori manualul în fața copilului, de multe ori, este identificat cu ce? Cu istoria, cu realitatea istoriei. Și atunci, ce rămâne? Ce rămâne la acest copil? Și acum vă vin la niște rezultate, vin cu o informație că vă doare sufletul de ce vreau să vă spun. Și atunci când vine examenul de absolvire, examenul de bacalaureat, să știți unde este istoria la noi în Republica Moldova. Și ai noștri de la minister,
de la Ministerul Educației se laudă cu așa ceva. Anul trecut sub 50% au susținut examenul, anul ăsta 54%, numai 46% n-au susținut examenul de fapt. Istoria știți unii, cel mai greu examen la noi în Moldova e matematica. Și el este pe ultimul loc după procentajul cel de anotelor de promovare, da? Știți unii istoria? A doua de la coadă după matematică. Dar am trecut-o și pe matematică. Știți cu ce am trecut-o pe matematică? Cu note mai mici de promovare pentru cei care au trecut, au mai mici note decât cei care au promovat matematică. Chiar și aici au trecut istoricii. Deci ne întrecem în formularea subiectelor la test. Știți ce fac copiii? Susțin TOEFL-ul, susțin examenele de cunoașterea limbilor străine, de franceză la asociațiile respective, olimpiadele internaționale la fizică, la matematică, la informatică și așa mai departe și așa mai departe, numai să ia 10-le celălalt obiect ca să nu susțină examenul de bacalaureat. Și știți cu ce ne mândrim astăzi? Că din toată, da, e o țară mică, care astăzi, nu mai spunem noi de 3 milioane de cetățeni, dar știți că aproape unul este plecat peste hotare de acum. Și ne mândrim cu aceea că din toți copiii care au susținut, elevii care au susținut bacalaureatul, avem o fetiță de la Dante Alighieri, cel din municipiul Chișinău, care a susținut pe note de 10. O țară se laudă că avem un copil de nota 10. Și noi avem ministerul, cred că tot de nota 10 și așa mai departe și așa mai departe. Vorbesc cu tonalitate ca să mă înțelegeți ironică, fiindcă în poziția mea lucrul ăsta mă doare foarte, foarte mult. De ce manualul mai departe? Manualul are nevoie, deci, să fie acel instrument de motivare, să fie acel instrument de stimulare, să fie acel stimulent de autoevaluare a ceea ce am înțeles. Și dacă vă spuneam, din analiza cea cantitativă, spuneți-mi, vă rog, cât stimul are copilul și ce poate face el, elevul acela de clasa 11-a, ce poate face el mai departe, vă dați seama, trebuie să fie erou a muncii socialiste ca să citești de două ori textul manualului, să te mai întorci odată la el, să te gândești cum se face legătura dintre aceste componente, dintre text și celelalte materiale în port, în cadrul de față. Și așa mai departe. Și iată, aici este acea situație pe care o avem. Vreau să vă mai spun ceva ce mi-au spus copiii. Dumneavoastră vă dați seama ce m-a dorut cel mai tare? Aproximativ 30% din cei intervievați care am făcut în timpul practicii pedagogice, vă spun, la liceele din Chișinău, nu cred în textul manualului. Ăsta e Chișinău. Și 30, o treime din copii nu cred în textul manualului. De ce? Vă spun câte informații au alături. Și ei atunci pun la îndoială situația asta. Nu cred în ceea ce li se spune acolo. Și atunci din nou vine profesorul. Astăzi sunt responsabilă la Universitatea din Chișinău de formarea personală continuă a personalului didactic. Atât de cel universitat, noi am devenit și noi un centru. Când atunci când aveam câte 25.000 de studenți, când eram în calitate de profesor pentru didactică, nu ne prea păsea de cei din preuniversitar, adică de profesori universitari. Dar acum, când am ajuns doar la 14.000, de acum am început să acordăm atenție și profesorilor. Și iată, centrul acesta de formare continuă, am ocazia să fiu alături de profesori. Și când vă spuneam de cei 20% de pensionari, care astăzi tehnologiile noi, înțelegeți ce se întâmplă, atât de universat sunt acești profesori, când le spunem noi cu tehnologiile acestea interactive, cu învățare reciprocă, cu nu știu ce, cu participativă activă, cu gândire critică, pentru că vrem să după recomandările Consiliului Europei, care ne-a făcut un expert al Consiliului Europei în 2003, au făcut o expertiză a manualelor din Republica Moldova și ne spun foarte bine cele trei obiective mari. În primul rând să formăm mintea, capacitatea, deci nu memoria copilului. În al doilea rând, uitați-vă ce ne spun cei de la Consiliul Europei. Și aici sunt de acord, nu știu cât cu ei, 1000%. Știți de ce? Aș spune eu tot în limbajul ăsta meu, așa? Aș spune să nu aruncăm din albi aceea și copilul. Știți ce fac profesorii noștri? Au niște proiecte chiar la concursul pedagogul, anul mai ne-au fost marile președinte câțiva ani. Deci, în cazul de față, chiar și acolo, iei un proiect de celălalt didactic, poți să-l faci domnul la fizică după proiectul acela. Păi, da, și te joci, aici faci asta, aici te faci asta și conținuturile dispar.
înțelegeți, conținuturile de spart, dar nu cât aș fi de didact. Nu poți face didactica dacă nu ai stofă de istoric, dacă nu cunoști istoria, dacă nu cunoști conținuturile. Și atunci profesorii se plâng. Știți ce facem? În primul rând se plâng așa, manualele, o generație de manuale au fost supraîncărcate. Acum avem altă generație de manuale, care de acum se plâng descongestionate, dar prea puțin material pentru profesori. Adică manualul pentru cine? Pentru elev sau pentru profesor? Și atât, toate chestiile acestea sunt dimensiunile de acum sau problemele în această dimensiune didactică a manualului. Și domnul director, domnul Corea Dumitrescu, vreau să vă spun ceva. Dacă suntem azi în incinta unui muzeu de așa talie, de așa onoare, Doamne, cât de fericiți ar fi copiii noștri, dacă pedagogii noștri ar mai face acea interconexiune, interrelaționare cu aceste instituții care au și ele menirea de educație istorică foarte mare, nu numai o excursie două pe an, să te înțeleg și vin aici și aduc copiii să mai vadă câte ceva. Astăzi când avem, am văzut și așa ceva, știți, dar știți unde am văzut? În ultimii 10 ani, să mai spun și lucruri bune, nu numai de astea, în ultimii 10 ani la pedagogul anului, 4 profesori de istorie au luat pedagogul anului. Primesc 50.000 de lei, deci gata, vin, gata, gata. Și iată, atunci, și am văzut așa ceva, au folosit Skype, au folosit IT-urile pentru a se lega chiar la ora de istorie, care a făcut-o ca oră, deci, demonstrativă la pedagogul anului, legată cu muzeul. Deci, și ce vreau să vă spun, muzeul de istorie din Chișinău, atunci când a fost comemorat această 100 de ani de la începutul războiului 14, a scos din arhivele sale, din fondurile sale, a scos peste 80 de lucruri extraordinare, interesante, privitor la memorii, documente, scrisori și așa mai departe la primul război mondial. Eu nu sunt sigură că le-au văzut toți cei din Chișinău. Bibliotecile dorm și dorm bine, fiindcă dorm, știți de ce? Îs săraci de bai de capul lor. Dacă vă spun, nu o să mă credeți, în bibliotecile școlare continuă să fie cărți cu grafie chirilică, continuă să fie cărți cu grafie, eu vă spun cu tot sinceritatea, cu toată sinceritatea mea, fiindcă nu ajung, măcar că vin, măcar că știm că avem ajutor și aceasta o să, o minut o să citesc aici niște cuvinte care mi le-am scris special și să vă spun în felul următor, îmi pun instrumentul de lucru și o să fac în felul următor. Astfel, responsabilitatea, locul, rolul manualului este enorm. Pentru majoritatea elevilor, vă spun încă o dată, el, mai ales în deosebire documente de localitățile rurale, se confruntă istoria cu manualul. Realitatea manualului substituie istoriografia în ansamblu și realitățile obiective ale trecutului. Din nefericire, această poziție istoriografică a autorilor este selectată la buna lor voință, de multe ori caracterizată pentru un tratament incomplet, tributar câteodată prea multor abstractizări pentru ele, tributar neglijării unor aspecte importante ce țin de problema dată și, de fapt, ne cam ducem așa, de la o extremitate la alta. Dar acolo mai avem nevoie chiar și de acea istoriografie care apare acum și persistă în rețelele de informatizare, istoriografia de Rusia.